Președintele PDL Târgu Jiu susține că la centrul Brâncuș nu sunt angajați specialiști care să aibă pregătire specială în domeniu. Primul lucru care l-am făcut după ce am auzit că a fost profanată poarta sărutului a fost să merg acolo și să văd. Și credeți-mă, știam foarte bine cum arată înainte, pentru că făceam plimbări destul de dese prin parc și când am văzut cum arată acum, am rămas pur și simplu consternat. De aceea, Partidul Democrat Liberal solicită demisia din funcția directorului centrului Brâncuș, Adina Dințoiu, care încă o dată și-a demonstrat incompetență. Centrul Brâncuș s-a dovedit a fi doar o instituție care mănâncă bani de la bugetul local. La centrul Brâncuș nu este angajat nici măcar un specialist și nu sunt consultați oameni care au pregătirea necesară în domeniu. Berca susține de asemenea că dacă Adina Andrițoiu nu va pleca din fruntea instituției, atunci se va cere demisia de onoare a conducerii primăriei Târgu Jiu. Mai mult decât atât, Democrat Liberalul a solicitat primăriei, printr-o cerere depusă pe legea 544, să-i fie prezentate contractele încheiate între Centrul de Cultură Constantin Brâncuș cu firma despre care Berca a declarat că deține informații că a spălat poarta sărutului. În situația în care nu va fi demisă doamna Andrițoiu, cerem și demisia de onoare a conducerii primăriei Târgu Jiu, a celor care răspund de Centrul Brâncuș, de tot ceea ce se întâmplă sub patronajul acestui organism, a viceprimarului Iulia Vână, a primarului Florin Cârciumaru. Directorul Centrului Municipal de Cultură Constantin Brâncuș, Adina Andrițoiu, a refuzat să comenteze declarațiile făcute de președintele PDL Târgu Jiu, Eduard Berca, în conferința de presă. Aceasta se află în concediu de odihnă. Reamintim că recepția tehnică a lucrărilor efectuate la poarta sărutului trebuia semnată săptămâna trecută, pe data de 24 octombrie. Proiectantul Dorin Dănilă a refuzat categoric să semneze documentele pe motiv că lucrările au fost efectuate necorespunzător. El a fost și cel care a susținut că din cauza spălării cu jet de apă, acțiune care s-a derulat fără aviz, nuanța porții sărutului a fost schimbată. Suma alocată de Institutul Național al Patrimoniului pentru restaurarea monumentului a fost de 370.000 de lei.